Evident, de luni începem să analizăm. Au fost foarte mulți colegi care au propus să rediscutăm în toate direcțiile și avem, de altfel, dorința să ne cristalizăm colaborarea cu partenerii. Au fost câteva zile dificile, atât pentru noi, sunt convins, cât și pentru partenerii noștri. Dorim să găsim formele prin care, atât la nivelul Bucureștiului, dar mai ales la nivelul țării, un EPR să aibă un scor maxim. Avem candidați pentru toate sectoarele, cât și pentru municipiu. Aveam acest plan înainte de a închide acest protocol cu PSD-ul și cu siguranță putem fi oricând, aș putea spune, a treia forță în capitală în clipa de față, pe toate sectoarele și pe capitală. Vom merge mai mulți colegi, deci nu voi fi un singur președinte în fața colegilor de la PSD și vom avea o poziție comună, în primul rând avantajoasă pentru partidul nostru.